Slăvit să fie Domnul! În Psalmul 48, versetul 1, spune felul următor: Mare este Domnul și lăudat de toți, în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel Sfânt. Binecuvântat să fie numele Lui! Dragii mei, în această seară suntem pe muntele Sionului, în biserică, Dumnezeu să fie slăvit! Și mă gândeam, pentru noi suntem plecați de dimineață și ne bucurăm că am ajuns în mijlocul dumneavoastră. Dumnezeu ne-a păzit de accidente, Dumnezeu a fost cu noi. Ne-am bucurat în ziua aceasta și vrem în continuare să ne bucurăm de prezența Domnului în mijlocul nostru. S-a citit acest pasaj din Evanghelia după Ioan, un pasaj cunoscut, îmbărbătarea ucenicilor, și ultimele două versete, versetul 13 și 14, ne spune felul următor: Și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Dragii mei, am gândit că noi ca și oameni avem foarte multe cereri cu care venim înaintea Domnului. Și dacă stăm să ne gândim bine în viețile noastre, venim în fiecare zi și cerem Domnului foarte multe lucruri. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile. Dacă stăm să ne uităm în viețile noastre, au fost momente când Dumnezeu ne-a dat izbăvire. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și Dumnezeu a dus la îndeplinire ceea ce am avut pe inimă. Pe pagina Sfintei Scripturii am găsit un pasaj când oamenii l-au chemat pe Domnul. Oamenii au venit cu cereri înaintea Domnului și în cartea Ezra, capitolul 8, spune cuvântul de la versetul 21, că acolo la lăura Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Acolo, la râul Ahava, oamenii aceștia, dragii mei, au venit înaintea Domnului cu o cerere. Să-i ceară ca să aibă parte de o călătorie fericită. În textul care a fost citit, cuvântul ne spune că Domnul a plecat să ne pregătească o țară, un loc, dragii mei. Și suntem și noi porniți în direcția aceasta. De aceea e foarte important să cerem de la Domnul să avem parte de o călătorie fericită, o călătorie binecuvântată. Și pasajul acesta, dragii mei, din Ezra, capitolul 8, este intitulat Tovarășii lui Ezra. Îmi place așa de mult acest titlu și acest pasaj și aș avea să am câteva gânduri pentru tineri. Și nu numai, și pentru familii, și pentru oricare suntem în seara aceasta aici, în casa Domnului, și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, Ezra, omul acesta, ne spune Biblia despre el că era un om, un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel, și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Ezra, dragii mei, a fost omul care a coordonat călătoria din Babilon înspre Ierusalim. Și îmi place așa de mult în pasajul acesta intitulat Tovarășii lui Ezra. Ezra, dragii mei, a fost omul care a fost atent cu oamenii care sunt lângă el, cu tovarășii care sunt în jurul lui. Și omul lui Dumnezeu, Pavel, spunea: nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Haideți să ne întrebăm noi care suntem tineri. Vedeți, trăim într-o societate în care oamenii își caută, și tinerii caută prieteni, caută să nu fie singuri. Ce prieteni avem lângă noi? În pasajul acesta găsim scris la versetul 16 că Ezra a trimis să cheme pe căpetenie Eliezer, Ariel, Shemaia, oameni care au fost lângă el, oameni care l-au ajutat în lucrarea aceasta. Spune de la versetul 18 că l-a adus pe Șerabia, bărbat cu minte. Ce oameni avem popularizați în jurul nostru? E foarte important, dragii mei. Pentru că cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 1, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Sunt foarte mulți oameni care dau sfaturi. Dar pentru noi în seara aceasta e important, dragii mei, să fim atenți de la cine primim sfaturi. Noi știm că Dumnezeu a lăsat în biserică frați, oameni vrednici să dea sfaturi. De aceea Domnul să ne dea înțelepciune și lumină și direcția aceasta. Și aș vrea să privim, dragii mei, câteva caracteristici al acestor tovarăși al lui Ezra. În primul rând, dragii mei, oamenii aceștia erau oameni de caracter. Și în dicționarul limbii române găsim că omul de caracter este omul care este corect. Vedeți,
De multe ori întâlnim în societate anumite vorbe despre anumiți oameni. E un om bun, dar nu are caracter. Nu te poți baza pe el. Și spune cuvântul Domnului în versetul 25 din Esra că am cântărit înaintea lor argintul, aurul și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru, de împărat, sfetnici și căpetenile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo. Erau oameni, dragii mei, de caracter, oameni care au primit în custodie lucruri valoroase. Și e foarte important să avem lângă noi oameni de caracter. E foarte important să fim oameni de caracter. Dumnezeu să ne ajute. Apoi o altă caracteristică acestor oameni, dragii mei, este faptul că acești oameni erau oameni responsabili. E foarte important ca și tânăr să fii responsabil. Să stai la locul în care te-a așezat Dumnezeu și Domnul să se poată folosi de mine, să se poată folosi de tine. Să poți să stai în supunere. Dumnezeu să ne ajute. Oamenii aceștia, dragii mei, erau oameni responsabili. Așa cum spuneam, oameni pe care Esra s-a putut baza. Versetul 29, Esra le-a spus în felul următor: fiți cu ochii în patru și luați lucrurile acestea sub paza voastră până le veți cântări înaintea căpetenilor, preoților și înaintea leviților și înaintea capilor de familie a lui Israel, la Ierusalim, în cămările casei Domnului. Oamenii aceștia trebuiau să vegheze asupra darurilor care erau în custodia lor, să ajungă cu bine la Ierusalim. Și, dragii mei, îmi place așa de mult versetul 31, în care cuvântul ne spune că oamenii aceștia au plecat de la râul Ahava, de la locul unde oamenii aceștia au venit și au vestit un post de smerenie, și spune cuvântul că au pornit spre Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi, mâna Dumnezeului nostru a fost pentru noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice pietică pe drum. Ce e important, dragii mei, să ai lângă tine oameni de caracter, oameni responsabili, oameni pe care să te poți baza. Ce ziceți dumneavoastră, dacă oamenii aceștia n-ar fi avut aceste valențe, aceste valori în viața lor, ar mai fi putut să se spună versetul acesta? Noi știm că atunci când poporul, pe vremea lui Iosua, a păcătuit și Acan, dragii mei, și a sustras anumite bunuri care trebuiau date spre nimicire, poporul n-a mai avut înaintare. Dar în cazul de față spune cuvântul că mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. Ce frumos! Să ceri de la Domnul o călătorie fericită. Să stai la îndemâna Domnului. Să fii un om de caracter. Să fii un om responsabil. Și în final, să ai un final binecuvântat. Au ajuns cu bine la Ierusalim. Domnul, dragii mei, a fost în control, dar oamenii aceștia au fost supuși lui Dumnezeu. O altă caracteristică acestor oameni este unitatea, dragii mei. Spune cuvântul Domnului, versetul 23, pentru aceasta am postit. De aici înțelegem că toți au fost una. Toți au înțeles lucrul acesta. Și e foarte important pentru noi, ca și biserică, atunci când ne este anunțat o cauză pentru care să venim înaintea Domnului, să facem lucrul acesta toți. Am postit toți și am chemat pe Dumnezeul nostru și El ne-a ascultat. Dumnezeu, dragii mei, are în vedere unitatea. Domnul Iisus s-a rugat, mă rog, ca ei să fie una. Dacă stăm să ne gândim la biserica primară, spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 2, că toți erau nelipsiți de la templu. O biserică unită, dragii mei, o biserică care atunci când s-a rugat, spune cuvântul Domnului că s-a cutremurat locul unde erau, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Dumnezeu binecuvântă unitatea, dragii mei. De aceea e foarte important, la nivel de familie, la nivel de copii, să căutăm unitatea. La nivel de grupuri e foarte important să ne luptăm să fie unitate. Pentru că și acolo unde e unitate, dragii mei, Dumnezeu dă biruință. De aceea Domnul să ne ajute și în direcția aceasta, să fim oamenii care să căutăm unitatea. Apoi oamenii aceștia, spune cuvântul, că au vestit un post de smerire. O altă caracteristică acestor tovarăși al lui Esra și a celorlalți este faptul că oamenii aceștia au fost smeriți. Cei mândri, dragii mei, nu pot să se smerească. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți Dumnezeu le dă har. Ce e frumos să poți să fii un om smerit, să poți să stai, dragii, în ascultare de Domnul.
Oamenii aceștia s-au smerit și Dumnezeu a fost cel care i-a binecuvântat. Psalmul 25, spunea psalmistul David în versetul 9, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Doamne, ajută-ne să fim oamenii care să fim smeriți. Un al cincilea lucru, oamenii aceștia, o altă caracteristică, tovarășii lui Esra, au fost oamenii care l-au căutat pe Domnul. Spune cuvântul Domnului, versetul 22, îmi era rușine să cer împăratului o oaste de soțire și călăreți ca să ne protească împotriva vrăjmașului pe drum, că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Au fost oamenii care l-au căutat pe Domnul. Și știm, dragii mei, că un om care îl caută pe Domnul, Domnul este cel care se lasă găsit. În Cartea Cronici ne spune Biblia despre un împărat care a ajuns pe tronul lui Iuda la vârsta de 16 ani, Ozia. Omul acesta, spune cuvântul Domnului, că în vremea prorocului Zaharia l-a căutat pe Domnul. Versetul 5 din 2 Cronici 26, a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care pricepea vedenile lui Dumnezeu, și în timpul cât a căutat pe Domnul, Domnul l-a făcut să propășească. Ce frumos, dragii mei! Ozia a stat lângă Dumnezeu. Ozia l-a căutat pe Dumnezeu. Și în acest timp, când a stat lângă Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut să propășească. Și spune cuvântul mai departe, a pornit la război împotriva filistenilor, Dumnezeu l-a ajutat împotriva acestor popoare. Ozia a zidit turnul la Ierusalim, pe poarta unghiului, pe poarta văii și pe unghi și le-a întărit. A făcut la Ierusalim mașini scodite de un meșter. Și au zis ce zice versetul 16. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pire. Dragii mei, Domnul să ne ajute să înțelegem că e important să-L căutăm pe Domnul. E important să stăm lângă El. E important să fim oamenii care să fim smeriți. Oameni care să avem un caracter. Oameni care să fim responsabili, dragii mei. Oameni care să căutăm unitatea. Și pe astfel de oameni, Dumnezeu este Cel care îi va binecuvânta. E foarte important și un lucru pe care aș vrea să-L scot în evidență, dragii mei, din acest pasaj, din Cartea Esra, e faptul că dacă oamenii aceștia n-ar fi avut aceste valori, ei n-ar fi ajuns cu bine la destinație. De aceea, întrebarea care o am pentru noi în seara aceasta, ce tovarăși avem lângă noi? Ce prieteni, dragii mei, avem popularizați în jurul nostru? Sunt oameni care au foarte mulți pe rețelele de socializare. Și cu cât ai mai mulți, cu atât trebuie să te ocupi de ei, să petreci mai mult timp cu ei. Esra a avut niște oameni, dragii mei, care au avut niște valori spirituale, dacă vreți, în ei. Și sunt atâtea exemple pe pagini Sfinte Scripturi când oamenii au avut tot felul de tovarăși lângă ei și aceștia i-au îndemnat să acționeze într-un mod greșit și au ajuns să se îndepărteze de Domnul și să cadă. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră câteva exemple în direcția aceasta, când datorită anturajului, datorită prieteniilor slabe, au ajuns în stări grele, comițând păcate grave, dragii mei. În cartea 2 Samuel, capitolul 13, Biblia ne-l prezintă pe Amnon, unul dintre băieții lui David, despre care spune Biblia că tânărul acesta avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. De aceea e foarte important să vedem ce prieteni avem lângă noi. Și Ionadab, dragii mei, l-a sfătuit într-un mod greșit pe Amnon. Amnon a acționat în direcția sfatului primit și a ajuns să păcătuiască și, nu numai atât, a ajuns să-și piardă viața, să moară, să fie îndepărtat de Dumnezeu. De ce? Pentru că a avut lângă el un om care nu i-a dat sfaturi după voia Domnului. De aceea spunea psalmistul, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Un al doilea exemplu, Roboam, spune cuvântul Domnului despre acest tânăr care a ajuns să fie împărat, a primit niște sfaturi din partea bătrânilor, dar tânărul acesta, spune cuvântul, a lăsat sfatul bătrânilor și s-a dus să întrebe tinerii, pe cei cu care a copilărit, și aceștia l-au sfătuit într-un mod greșit și spune cuvântul Domnului că omul acesta, Roboam, a ascultat sfatul primit de la tineri,
1 Împărați, capitolul 12, versetul 14, citește versetul 13, a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor. Și nu mai citesc, dar cunoaștem acest pasaj. Și acest împărat, dragii mei, a ajuns să părăsească Ierusalimul și a rămas doar cu o mică seminție din Israel. De aceea e foarte important să ne cercetăm și să vedem ce tovarăși avem lângă noi. Tot în direcția aceasta, tot pe acest pas, în 1 Împărați, găsim cazul lui Ieroboam, omul căruia Dumnezeu i-a făcut făgăduințe minunate. Dar la un moment dat, când ajunge și el să fie pe tron, spune cuvântul că după ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului, destul v-ați suit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și mai sunt și alte exemple, dragii mei, când oamenii au fost sfătuiți într-un mod greșit, au ajuns să acționeze într-un mod greșit și lucrul acesta a dus spre pierzarea lor. Lângă Absalom, lângă băiatul lui David, era Ahitofel, un om șiret, un om pe care David îl cunoștea și când a auzit că Ahitofel este împreună cu Absalom, știți ce a zis David? Doamne, nimicește sfaturile lui Ahitofel. Dragii mei, ne rugăm ca Dumnezeu să nimicească sfaturile acestor oameni și Dumnezeu să ocrotească tineretul din biserică. Dumnezeu să lase protecția peste familii, dragii mei, că să există astfel de situații când anumite persoane încearcă să dea anumite sfaturi. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să rămânem lângă El, să slujim și să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima. Amin.